Mariana, tu în ce echipă mai ești? Nu sunt în nicio echipă. Mariana și Grigore, dar voi nu erați în echipa roșie? Ba da, dar nu mai simt. Dar de ce? Ne-am retras. Nu mai are rost. Nu ne mai simți că facem parte din echipa roșie și nu facem parte din nicio echipă. Cine o prinde? Ei, cu echipa. Hai, te liniștești. Când? De ce scădem pe aia? Nu o să mai fac așa. Da, eu de asta am încercat, să te protejez, nu de altceva. Te ferezi de scandalul de asta. De asta încerc să vorbim despre alte chestii, despre mâncare, despre filme, despre să le jucăm. Asta e toată problema, dar am înțeles că nu fac bine și nu o să mai fac așa. O, te lași la cuvinte, Nicol. Ce am spus? Nu mai vreau să mai repet. E ca să știu unde am greșit. Da, eu vreau să spui ce am spus. Că nu trebuie să stai să suporti, dar nu te obligă nimeni să stai să suporti nimic. Am zis că m-am supărat că ai țipat și de-aia. Îmi pare rău, îmi cer scuze. Nu trebuie să iei chiar așa, mot-a-mot, tot ce zic. Nu trebuie să stai să suport, dacă nu-ți convine. Dar cu iar convine să țipe cineva la el? L-am țipat la tine și nu mai pune niciun accent, că n-am țipat. Dar așa am considerat. Gata, gata, nu vorbi, gata. Nu, mai vreau să nu vorbești cu mine în momentul ăla despre asta. Nu vorbeam despre nimeni și despre nimic. Vorbeam de ceva ce ne-ar privi într-un bun de vedere sau altul. Dacă cumva va trebui să participăm, trebuie să ne dăm interes. Nu să spui cum ai zis tu că o să faci. La așa vreau să fac. Pierd, să pierde. Că asta e un fel de răzbunare, nu e frumos așa. Dar nu, am zis că atunci vor fi individuale, am spus. Dacă tu măcar o aștept să spun ceea ce vreau așa, poți să spui. Individuale, ca să pierdem noi. Păi da, că nu am participat și nu mă interesează. Gata, am înțeles, îmi pare rău că m-am pripit. Hai să vedem, Grigore și Mariana, au apărut discuții între voi după ce v-am întrebat eu dacă mai faceți sau nu parte din echipa roșie? Că voi mi-ați spus că nu mai faceți parte. Da, nu mai facem parte. Și a spus dumneavoastră că până la faza individuală facem parte. Și? Și am zis dacă va fi, vreau să spun, dacă va fi nevoie să participăm la faza individuală, o să pierd intenționat pentru că trebuie neapărat să particip. Și altfel n-aș participa. Și eu am înțeles că ea se referea la faza, adică la o probă de grup care pierde intenționat și am spus că nu sunt de acord cu asta. Dar dacă nu mai participam, era logic că nu aveam cum. Se referea la o probă individuală și eu nu am lăsat-o să termine ce avea de spus și am intervenit peste. Adică tu vrei să spui că într-un fel îi ziceai Marianei, o acuzai, că vrea să saboteze întreaga echipă dacă n-ar fi vrut să mai, sau să piardă intenționat la proba eu colectivă. Așa am înțeles prima oară, pentru că nu am lăsat-o să termine, că ar fi spus asta, dar de fapt se referea la o probă individuală să piardă ea. Adică dacă se gândea puțin, dacă am zis că nu mai fac parte, nu mai aveam cum, dar încă nici nu asta să gândească și mai staci. De ce, Grigore? Nu pot să spun nimic când spune taci. Pentru că eu încerc să o feresc de materiale sau de discuții, pentru că ea așa este supărată, este stresată, nu se simte prea bine aici. Și dacă ar mai fi și discuții și conflicte cu ceilalți, s-a simțit și mai rău. Și ea fiind foarte sensibilă, eu încerc să o feresc, dar poate nu este bine cum procedez eu și ar trebui să îi permit, eu oricum îi permit să facă ce vrea, dar să nu-i mai zic să... Eu cred că un om mai degrabă e tensionat când nu vorbește, da. Pentru că eu acum văd pe Mariana, are o stare de nervi sau o stare de stres cumulat și dacă ar lăsa o să-și spună oful, poate s-ar mai elibera și ar mai reveni. Da, că ar putea să-mi acorde puțin credit, să mă lasă să spun și dacă aș spune ceva rău, ar da explicații eu, nu eu. Nu, eu doar din simplu fapt că vreau să o protejez, dar... poate nu fac bine și am mai auzit și versiunea asta cu protejatul și spui taci iubite să nu mai intre în materiale. Da, e de la Raimond Citire. Ne vedem la ora 4.